făcă la vizeală din când îi plătea 1200 de lei arendă pe an. Primărie. Arendă 1200 de lei. Arendă o plătea pe an. Am un în ziua de azi, fântâna pizeală din când îi plătește 24.000 de lei arendă. 24.000 de lei arendă. Clar că nu iese. De atâta trebuie precautat întrebarea cu arendă, da? Dar eu sunt foarte de acord. Nu te teme că 7 lei așa ajunge. Da. Dacă se lucrează normal. Și nu trebuie să plămâne ca să fie așa de mare tragedie. Să vedeți că, în primul rând, trebuie să precautăm înapoi arenda. Noi am cerut arenda pe timpul de celălalt care era cu 100 de lei simbolică de pur și simplu că nu se plătești la arenda la primărie. Dar trebuie să dăm la oameni să aibă... Nu trebuie să-i explicați că vorbiți un inspectorat fiscal ca să luăm pachetul documentului și să zicem, atât să vedem, de unde ați ajuns de 4.000 de lei? 240.000 de lei ați văzut la Fântâna Arteziană din Gârle și ați schimbat tur și nu știu ce ați mai făcut și în final am ajuns cum era apă, zi, era doamnă, așa este și văd de asta. Și o vrând astea 240.000 de lei după noi și plătește arendă. Și am spus domnul primar, ies rog turnul înapoi, ies și ieși acolo și du-te cum ai vine. Și ies 240.000 de lei, că am vorbit din stat, nu băga banii din groi. Că apa e problema, nu din cisternă, dar din pământ. Și iar că am ajuns la șeia, s-au cheltuit banii, într-aiurea, dar pentru lucruri sau omul, trebuie să răspundă. De atâta eu sunt foarte de acord, 17 lei. Agenții economici, 7 lei de azi, sfii se acordă înapoi la persoanele fizice. Nu mai vorbim de eu de acord cu domnul Andrei. Dar țineți minte că noi, peste jumătate de an, când ajungem în primăvară, mulți agenți economici, mulți persoane civilizați, n-au să ai probleme cu apa. Pentru că, clar că, ascultați-vă, rămâresc eu. Sunt întâlni care se ghele, iau apă la 100 de metri. Sunt fântâni care eu dau 150 de metri, dar sunt fântâni care eu dau 300 de metri. Fântâna și care eu dau 300 de metri, deci într-un caz o să încadrează în alese 7 metri. Știți minte tot cu ăia? Domnul Vățică, dar acel care are, trebuie să trăsiu nou și acel care e vechi, de ce e același tarif? Nu, asta de mâine. Ce ești? Ascultă-mă lucru. Noi vorbim în mâine de cantele de bani, care știu că e acolo la... Până a fost la... Dar nici o formulă. Dacă există o formulă de calculare. Acum, la partea asta, au fost cumva dacă toți au trecut agenții economici care sunt controlați de inspectorat fiscal. Și inspectorat fiscal, ei se achită acolo, dau, plătesc în loc. Da. Că așa e situația. Ai, șapsă. Domnul, ai de repede, domnule. Doamna director de la gimnaziu a spus că, uite, acolo trebuie de săpat, acolo e făcut. Păi dacă lăsăm noule, înseamnă că lucrările este și țin de reparație când se sparge, știi, o țapă, trebuie să o execute ei, fără să, fără să... Așa, și ea ca așa trebuie luat o hotărâre. Rămâne noule, dacă vă... Domnul Vasile, hotărârea asta e luată din nou. Hotărârea așa și este, este decizia primăriei. Și nu-i... Și în șapte noule, se pune să facă lucrurile. Și în șapte noule, se pune să facă lucrurile. Noi, eu nu știu, conform deciziei, noi trebuie să stabilim asta doar numai pentru agenții economice. Hai să stabilim 5, 6, 5, cât s-o cotizează și o vorbim. Eu propus punctul 2. Grigore, s-o propus 7, 6. Este o decizie, 7 pentru cetățeni. Bine, eu atunci supun votului și următoarea decizie. Se stabilește taxa de livrare a apei potabile pentru agenții economici în sumă de 15 sau cât 17 lei și pentru restul persoanei fizice, adică locuitorii statului și instituțiile bugetare. Instituțiile bugetare de 7 lei, da? Da. Asta e varianta întâi. Poftim. Cine pentru această decizie, vă rog, votați. Ca să treacă. Împotrivă. Abține. Abține. 3 abțineri.